Sunt în urmă cu toate fetelor. Nici măcar nu se va minte. Mărimea mea este XS. Am aici un tablou și mă uit la el acum că am găsit un tablou la un charity shop. Lucrușor pe care l-am cumpărat și anume, bine, dar l-am văzut pe acesta de la Versace. Că nu vreau ca să fiu supărată sub nicio formă sau să vă întristez pe voi. Și haide să vă arăt la ce m-am este gândit. Este un recipient cu scotch înăuntru și are cuțitul ăsta pe margine aici. Neața, neața și bine ați venit la o nouă zi de vlog, sau bună ziua, bună seara, nu știu cum o să vedeți voi videoclipul acesta, dar pentru mine este dimineață. Și sper eu să fie o dimineață destul de productivă pentru că sunt în urmă cu toate fetelor, nici măcar nu o să vă mint, sunt în urmă cu absolut orice înseamnă viață la momentul acesta, eu sunt spatele lucrurilor. Și aș vrea ca asta să fie o zi cât de cât productivă. Planul pentru astăzi este să adun un pic de prin casă. Nu mă gândesc să fac curățenie, nici nu am timpul necesar și nici energia necesară să fac curățenie. Mi-am schimbat lenjeria de pat. Era cam, avea vreo 8 zile săraca pe patul nostru și cred că am mai menționat, dar tind să-mi schimb lenjeria o dată pe săptămână. Bine, în perioada rece nu e așa de important, să zic așa, dar cam acesta este planul în general. Așa că nu v-am mai arătat ce am făcut, dar de dimineață asta am făcut, am schimbat lenjeria într-o cameră și vă arăt, dar este aceea albă. V-am arătat eu în videoclipul în care am făcut noi, lumina. V-am arătat eu în videoclipul în care am făcut noi curățenie înainte de sărbători și mă gândeam eu că aș putea să o folosesc și da, am schimbat-o. Dar pentru astăzi aș vrea să mă organizez un pic cât uși de puțin. Am și câteva lucrușoare să vă arăt, dar aș vrea să mă organizez un am pic. Am adunat un pic de prin camere. Nu e perfect, dar o să fie ok, zic eu. Că planul pentru astăzi este să începem să scriem dintre felicitările de Crăciun, că nu m-am ocupat încă cu Miruna de lucrurile astea și chiar vreau să mă ocup. Doi la mână, aș vrea să mă ocup un pic de cadourile pentru profesoare. Am cumpărat aproape tot ce am nevoie pentru ele și așa că aș vrea să mă ocup de asta astăzi. Ce altceva mai avem pe listă? Vreau neapărat să fac un meal plan, că, virgulă, cu mâncarea am fost foarte here, there and everywhere, cum zice englezul, am fost cu mâncarea și chiar am fost, pentru că nu m-am organizat, nu mi-am scris meniu și știți că îmi place să fac chestia asta. Ne ajută foarte mult pe mine și pe Andrei în timpul săptămânii, foarte, foarte mult. Hai că în weekend eu sunt liberă o zi pe weekend și atunci mai facem, ce mai facem sâmbătă, să zicem, și eu de obicei vinerea și duminica sunt liberă. Așa că în timpul săptămânii mai ales aș vrea neapărat să-mi fac un meniu. Dacă avem timp după masă, vreau să merg un pic și la cumpărături, să încep să cumpăr din cadouri, pentru că am cumpărat câteva și o să vi le arăt, dar încă mai am de cumpărat. Dar zic să întorc camera și să vă arăt câteva dintre lucrurile pe care le-am cumpărat, apoi mergem jos, am o droaie de vase de spălat, am câteva haine de aranjat. Da, sper să fie o zi productivă, pentru că, cum am zis, în ceea ce privește casa, am cam lăsat lucrurile un pic vraște. Asta este, e decembrie. Cred că peste tot este la fel, sper, sau cel puțin așa zic eu. Mă întăresc eu pe mine zicând că toate casele sunt la fel. Dar da, haideți că întorc camera și vă arăt ce am cumpărat în ultimul timp, ce cadouri am cumpărat. Și mi-am cumpărat și un nou set șampon cu balsam și un spray reparator pentru păr. Și zic să vi le arăt și pe acelea. Haideți că întorc camera și vă arăt exact. Și zic să vă arăt primul lucru pe care l-am cumpărat pentru mine, pentru iarna aceasta, este un compleu format dintr-o bluzică. Ia uitați ce frumoasă este, are V-ul acesta. Cred că o să fie un pic prea adânc decolteul și cred că o să-mi iau o helancă pe dedesubtul ei. Dintr-un material destul de grosuț și are ea o fustiță lungă. Super faină, îmi place foarte, foarte mult. Mărimea pe care i-am cumpărat-o este XS-ul. În general îmi iau S-ul de la Brave Soul London, dar nu aveau mărimea mea în culoarea aceasta, așa să era culoarea pe care mi-o doream. Bun, eu mi-am mai luat XS de la ei, tricouri, și mi-au fost ok. Acum, mi se pare un pic amicuță, dar o văd. Dacă nu o returnez, nu e o problemă prea mare. Hai să vă duc în camera. Înainte să mergem să vă arăt ce jucării am cumpărat, zic să întorc camera, că am aici un tablou și mă uit la el acum că am găsit un tablou la un charity shop. Și, oi, vai, doamne, de ce e minunat? Cât este acesta de minunat? Eu zic că simbolizează un sătuc englezesc la marginea unui râu și avem aici doi copii
cu podulețul acesta foarte frumos, foarte, foarte, foarte frumos. Mi-a plăcut extraordinar de mult, în special rama lui. Bine, mi-a plăcut și tabloul în sine, dar rama zic eu că este absolut minunată. Și motivul pentru care am cumpărat tabloul este să-l pun pe hol. Acum nu știu cât de bine o să vedeți exact locul unde aș vrea eu să-l pun, pentru că am bradul aici. Dar cred că vă puteți face o idee, câtuși de puțin. Am aici peretele ăsta, pe care noi avem 4 tablouri, pe care sunt conștient acum că nu le puteți vedea din cauza individului. Dar o să trebuiască să mă scuzați. Și acolo sus aveam noi un spațiu gol, dar n-am vrut să am un tablou foarte, foarte mare și să nu delimitez deloc peretele, așa că când l-am văzut pe acesta, îngust, vai, am zis, e absolut superb. Nu știu, am o problemă, fetelor, cu tablourile. De fiecare dată când merg la charity shop-uri, primul lucru la care mă uit sunt tablourile. Andrei zicea la toraz, n-are de tot. În orice caz, hai să vă arăt că noi aici, în camera lui Mihai, avem stocul ascuns de cadouri, să zic așa. Sau le punem aici, că avem loc mai mult, pentru a nu fi văzute de Miruna sau cadourile pe care le cumpăr de el, că știe că nu are voie să umble aici. Își fac ei lista lor, că nu, bineînțeles, e și la vârsta, acum dacă aveți copii care sunt peste 14 ani, știți deja, știu ce vor, sunt conștienți, cred că acesta o să fie ultimul an în care Miruna mai crede în Moș Crăciun, pentru că nepoțica noastră, Bianca, este mai mare coblun ca Miruna și deja i-a zis maică-sii că... Mami, eu știu că tu l-ajuți pe Moș Crăciun, așa că totuși îmi place ca să aibă bucuria aia în ochii lor când ei deschid un, cum îi zice, când ei deschid un cadou și se bucură de ce găsesc acolo, nu că ori știut ei tot. Acum că fac ei o listuță și eu mă țin cât de listuță e altă treabă, dar asta nu înseamnă că, da, haideți chiar vorbesc aiurea. Bun, întorc camera să vă arăt, n-am cumpărat foarte multe, dar am început să cumpăr din ele pentru că acestea le-am găsit și am zis că mă, hai să încep că nu o să mă văd așa de mult cu banii toți odată. Și haideți să vă arăt primul joc pe care l-am cumpărat și anume Gator Gol. Îl vedeți mai bine aici și o să întorc imediat cutia și o să-l vedeți și mai bine. Cam așa arată el. 3 ani plus și poate fi jucat de la un singur jucător, deși ei recomandă 2 jucători. Un fel de fotbal, aș zice eu. Apeși tu pe chestia asta, mingea iasă, intră în gura crocodilului și tu ai dat un gol. Da, și jocul l-am cumpărat pentru nepoțica mea, Amelia, are 2 ani și jumătate și m-am gândit că o să-i placă foarte, foarte mult. Este un copil foarte activ și m-am gândit, când am văzut jocul, am zis, da, cu siguranță o să-i placă super, super mult. Apoi, pentru Miruna, am cumpărat, haideți că întorc chiar și să vă arăt. Cățelul acesta este pentru Miruna și acesta este singurul pluș pe care o să-l cumpăr de Crăciun, nu plă, nu-i se mai cumpăr altele, dar mi-a plăcut mult, este un Churchill. Și am gândit, vai, Doamne, ce o să-i placă Mirunei. Îi plac plușurile foarte mult, așa că am zis că cât încă îi plac, o să profit de ocazia asta și o să-i cumpăr. Dar acesta este singurul pe care l-am cumpărat și am cumpărat și un joc. De fiecare dată îi cumpăr un joc. Acesta este un joc între 6 și 12 ani, Ping Pong Challenge se numește jocul și este un family game, zic ei, și jocul se joacă de la 2 jucători în sus. Și da, pentru Miruna am zis, ăsta o să fie super, super fain. Bun, mergem mai departe, haideți să vă arăt două genuri de parfumuri, să zic așa. Acesta l-am cumpărat pentru o domnișorică. Acum cu parfumurile știți cum este, nu știi tu gusturile omului dacă nu-l cunoști foarte bine, dar l-am văzut pe acesta de la Versace care are 4 mini parfumele în el. Și am zis că acesta pentru o domnișorică o să meargă super, super bine, că știți cum e, nu prea știi ce să cumperi. Și cu parfumurile, cum am zis, nu cunoști gusturile exacte. M-am zis că, sigur, unul dintre aceste 4 trebuie să-i placă. Da, și cam acestea sunt lucrurile pe care le-am cumpărat până acum. Nu știu ce o să fac cu Andrei, habar nu am. Stați să cobor, că vă miști de numai. Da, și vă spuneam că habar nu am ce o să fac cu Andrei. Habar nu am ce o să-i cumpăr pentru că planul inițial era să ne... Știți, cred că v-am mai povestit eu, că nu ne place să ne cumpărăm cadouri... Nu că nu ne place, ne cumpunem ceva acolo sub brăduț sau de Moș Nicolae, o mică atenție ceva, dar nu ne place să ne cumpărăm cadouri, nu știu, dacă am nevoie de ceva, să zic așa, îmi cumpăr, că Doamne iartă, mă muncesc și așa mai departe. Ceea ce noi facem este să ne cumpărăm experiențe și planul era ca noi să plecăm undeva, doar noi doi, un weekend away, să zic așa,
Nu în Anglia, într-o altă țară, pentru că părinții mei trebuiau să vină la noi de Crăciun. Din păcate s-au întâmplat câteva lucruri acasă pe care nu vreau să le menționez, că nu aș vrea să vă întristrați sub nicio formă. Ei sunt bine, dar altcineva din familia noastră nu este bine și mama nu mai poate veni. Așa că nu cred că o să mai putem pleca doar noi doi singuri, dar suntem în concediu în prima săptămână din ianuarie, nu știu, poate o să mergem acasă să vedem exact și cum decurg lucrurile, că nu știm exact, vestea a venit așa un pic pe neașteptate, nu ne așteptam la ce se întâmplă. Da, nu vreau să vorbesc, că nu vreau să devin supărat sub nicio formă. Este și o perioadă grea și dacă ești prin străin când cineva nu e bine acasă, da. Hai că nu vreau ca să fiu supărată sub nicio formă sau să vă întristez pe voi că nu e acesta... Da. Bun. Haideți să revenim la ce vă spuneam. Vreau neapărat să-mi fac meal plan. Vreau să vedem exact ce am în congelator. Vreau să mă uit exact ce am în congelator și apoi împreună să facem un meal plan. Și am desplan niște vase. Am aici un coș mare de haine pe care îl am acolo de câteva zile și încă n-am apucat să-l pun la loc, așa că haideți că vă pun pe trepied să facem și ceva treabă, că în ultimele minute nu mai am vorbit.
Și acum că am terminat cu adunatul și cu bucătăria, am făcut un pic și în living room, v-am luat cu mine și v-am arătat. Nu știu, dar atunci când casa nu e în ordine, cât de cât, că nu am făcut nu știu ce, mi se pare că, nu știu, nici nu pot funcționa, mintea mea e tot acolo, dar, lăsând asta la o parte, mă simt mult mai bine că am adunat un pic de prin casă și în sfârșit e ok. Nu știu dacă v-am arătat eu, dar Moș Nicolae mi-a adus o cutie de băuturi calde de la festa. O selecție de cappuccino au fost în cutiuță și l-am pe acesta cu frișcă. Și înainte să mă apuc să-mi fac meal planul, mă gândesc să-mi fac un cappuccino. Așa că zic să dăm drumul la fierbător și hai să ne luăm o cănuță. Oare ce cănuță să folosesc? Hai să folosesc pe asta că n-am folosit-o de câteva zile. Și o să-mi iau și un mince pie, un fel de plăcintă cu fructe uscate, făcut așa ca un sote din diferite fructe. Ca și o umplutură și cu alatul acesta care e un fel de shortbread, zic eu, dar îmi place foarte mult mince pie-ul. Știu că părerile sunt împărțite cu mince pie-ul, dar mie îmi place, chiar îmi place mult. Bun, hai să facem cafeluțul. Bun, și hai să vedem ce facem de mâncare săptămâna aceasta. Am două zile în care sunt acasă. Într-una dintre zile știu sigur că vreau să fac o ciorbiță. Și în cealaltă zi nu știu exact ce fac, dar ceea ce fac acum, în cazul care nu vedeți, este să mă uit în congelator. Să văd exact cam ce am prin congelator, cam de când sunt și cam ce aș putea să fac. Cam aceștia sunt pașii pe care îi urmez atunci când fac meal planul. Let's go outside, the snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir perform and all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love. And in a while we're gonna go inside and drink. Și haide să vă arăt la ce m-am gândit săptămâna aceasta pentru meniul de mâncare, în cazul în care vă dau o idee. O să am șnițele de pui cu piure într-una dintre zile, apoi o să fac ciorbiță de văcuță în alta, sunt liberă în zilele acestea două. Apoi joi mă duc la servici și vineri la servici. Și joi și vineri am pus ceva foarte ușor care nu durează mult și Andrei este la servici. Când venim acasă, putem unul dintre noi rapid să facem lucrurile astea. De obicei el că Andrei iasă la 6, eu ies la 8 de la servici. Și așa că Andrei de obicei gătește. Așa că i-am pus spaghete carbonara într-una dintre zile. Și în cealaltă zi o să facem burger cu cartofi prăjiți. Sâmbătă o să fim afară toată ziua. Așa că pentru sâmbătă nu am pus nimica de mâncare, de dimineață mâncăm noi ceva pe acasă, vedem noi și apoi oricum venim seara târziu, sigur o să mâncăm în oraș și pentru duminică o să fac o friptură. Și cam acesta este meniul pentru săptămâna aceasta, în sfârșit simt și eu că mi-am got my life together, cum zic englezii, că măcar știu exact ce avem de mâncare, că ne tot sunam unul pe altul, nu, astăzi ce mâncăm, nu, mâine ce mâncăm, nu, nu știu ce, cred că la fel în fiecare familie. Mai am un pic de timp până ce trebuie să merg să iau pe Miruna de la școală și zic să-mi folosesc timpul ăsta un pic mai bine decât să mă tolănesc pe canapea și să, deși am... Nu știu, cred că am mai menționat eu, dar mie îmi place mult să mă uit la fetele pe care le urmăresc în mod regulat. Și în perioada vlogmasului, cred că toată lumea face vlogmas. În primele două zile m-am uitat un pic, dar apoi am pierdut șirul cu desăvârșire, că nu ai timp, n-ai cum să urmărești prea mult, eu sunt conștientă de asta. E foarte multă informație pusă acolo și n-ai cum să te uiți la toată lumea. Vreau să împachetez niște cadouri, mai mult jucăriile. Acestea sunt jucăriile pe care vreau să le împachetez, vi le-am arătat deja și am mai găsit, cu siguranță o să mai găsesc, că tot așa fac, le pun și uit de ele. Am mai găsit niște cărticele pe care le-am cumpărat pentru cea mica noastră, pentru nepoțica noastră. Noi am venit în Anglia când Mihai avea aproape 7 ani, așa că el nu prea era la vârsta de Miruna. Deci cât a fost micuță, i-a plăcut enorm de mult cărticica asta, dacă aveți copii mici, o recomand cu tot sufletul. Aici adaugi apă în creionul acela
și zice Magic Painting, cum am zis, și el cu creionul ăla cu apă pur și simplu colorează și pagina devine colorată. Cu siguranță ați văzut și cu siguranță știți la ce mă refer. Așa că am mai cumpărat o cărticică de genul acesta și am mai cumpărat o cărticică. Asta este Christmas with Santa and Friends, se numește, și este o carte magnetică. Se deschide așa și tu ai aici diferite personaje magnetice pe care tu poți să le pui cum vrei tu. Pe lângă faptul că are povestioare pe fiecare pagină, îți dau și tu personajele cum ai vrea tu. Da. Îți dau aici și un ghid în cazul în care vrei să urmezi ghidul lor, să vezi exact ce personaj ar trebui să pui, dar sunt convinsă că o să-i placă mult. O, și am uitat să vă arăt, am axibildurile acestea, le-am din anii trecuți, dar mai am doar două folii, nu o să-mi ajungă prea mult, dar sunt foarte utile în cazul în care cumperi pentru mai multe persoane, pur și simplu scrii aici numele persoanei și știi exact care cadou este al cui. Că, de exemplu, dacă nu îți împachetezi toate cadourile într-o zi și să le sortezi așa, nu știu, riguros pe persoane, mă gândesc că se cam îmbine una cu cealaltă, să zic așa, și nu mai știi care a cui e și așa mai departe. Știu că sunt oameni, cel puțin numai la Britanie. Eu am colege care cumpără hârtie de împachetat pentru, să zicem că au 3 copii, cumpără 3 feluri de hârtie de împachetat și atunci știu că hârtia aceea de împachetat este pentru un copil, cealaltă pentru celălalt copil și așa mai departe. Dar eu nu am vrut să mă complic chiar așa de mult. Așa că am tagurile acestea și le folosesc și pe acestea și v-am mai arătat, mai am câteva taguri cumpărate și de la Home Bar Guys. Așa că cu siguranță o să fiu ok cu ele. Știu că pentru unii oameni chestia asta cu pachetatul e așa ca un chore, ca o, nu știu. Dar mie chiar îmi place. Mie îmi place să împachetez. Mă relaxează și chiar îmi place. Nu o simt deloc ca un job pe care trebuie să-l fac. Știu că v-am mai întrebat eu asta, dar voi vă împachetați cadourile, că știu că sunt persoane care preferă să le punem punguțe de cadouri. Dar, da, acum cred că fiecare cu preferințele, cu preferințele lor. Dar haideți să vă arăt o unealtă, care mă ajută pe mine foarte mult la împacheta de cadouri. Am descoperit-o de un an, doi, să zic așa. Dar este, cum îi zice așa, habar n-am. Hai să vi-l arăt, că nu știu cum să-l descriu. Este un recipient cu scotch înăuntru și are cuțitul ăsta pe margine aici și tu pur și simplu tragi scotchul afară și când tu apeși scotchul pe cuțitul acesta, se rupe. Și ia uite ce ușor. Da, îmi place super, super mult. Că e destul de greu să tai scotchul, forfecă, una alta. Așa că le iei pe astea și mi se pare că e super, super fain. Let's go outside, the snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir perform and all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby with you. I don't need any presents, as long as I spend this day with you. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby with you. Și nu am reușit să scriem nici felicitările, nici să împachetăm cadourile profesorilor astăzi, dar nu-i nimic. Am făcut cât am putut astăzi și mâine este o nouă zi, nu? Așa se zice, cred că. Mulțumesc mult pentru vizionare ca de fiecare dată. Sper că v-a plăcut și ziua aceasta de Vlogmas. Sper că v-am dat un pic de motivație. Sper că v-ați organizat și voi casele împreună cu mine. Mulți pupici de la mine pentru voi, iar noi ne vom revedea mâine cu o nouă zi de Vlogmas. Până atunci, mulți pupici și pa, pa! Making plans, what we're gonna do, I feel so blessed.
that I can be with you. 'Cause God knows that I've been longing for ya. Just wanna hold you close. You know the stars are shining just for you. Let's take a walk.